Continental și Universitatea Politehnică Timișoara au provocat 35 de studenți, împărțiți în 7 echipe, să dezvolte un sistem pentru mașină care să permită urmărirea unui traseu rutier marcat și controlul automat al vitezei de deplasare, precum și posibilitatea de a decide ruta de deplasare în cazul unor intersecții. De asemenea, pe un smartphone, sistemul dezvoltat trebuie să afișeze permanent viteza de deplasare și distanța parcursă din momentul începerii fiecărui traseu. Suntem la ediția cu numărul 5 a acestei competiții și ne place foarte mult această experiență. Atragem tineri studenți în compania noastră pentru a-i lăsa să lucreze în proiectele reale, lucruri pe care noi le facem zilnic. În acest an, ei au pregătit mașinuțe care să aibă un circuit și care să se oprească într-un punct determinat. Pentru noi este ceva important, deoarece Continental caută trendurile actuale ale industriei. Lucrăm în Timișoara, Iași și Sibiu pe mașini automate, electrice și conectate. Așa că viitorul în automotive va fi reprezentat de mașini automate care circulă aproximativ singure. Acestea pot fi comandate printr-o aplicație mobilă din care poți coborî oriunde dorești. Noi vrem să conturăm viitorul și să pregătim o tehnologie care să arate încotro se îndreaptă industria automotive. Sub coordonarea 32 de mentori din Continental și din Universitatea Politehnică Timișoara, după 14 săptămâni de muncă asiduă, miercuri 6 iunie, cele 7 echipe au concurat în cadrul probei finale. Fiecare echipă a avut la dispoziție un buget de 500 de euro pe care l-au folosit la achiziția componentelor necesare. În timpul probelor, mașina a trebuit să raporteze la fiecare 0,5 secunde atât viteza de deplasare cât și distanța parcursă. Am avut de făcut o mașinuță care o să trebuiască să urmărească o linie dreaptă, iar apoi o să trebuiască să ia o decizie, stânga sau dreapta. La început a fost destul de greu, pentru că a trebuit să alegem microcontrolerul, senzorii, absolut tot ce ținea de mașinuță și nu prea ne puneam de acord soft și hard, dar am reușit să facem până la final o aplicație care să meargă din telefon, să urmărească o linie dreaptă. Nu știm sigur dacă o să ia decizia corectă sau nu, dar sperăm să fie bine. Ce anume v-a determinat pe voi să participați la această competiție și cum v-ați înțeles ca și echipă? Ca și echipă, la început a fost mai greu, dar pe urmă a fost foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Cred că asta a fost cel mai mare câștig din concurs, că ne înțelegem bine și am reușit să interacționăm mai multe părți din facultate. Ce m-a determinat pe mine a fost lipsa de practică la facultate. Facem foarte multă teorie și am sperat să facem ceva mai mult decât teorie și a fost ok, chiar a fost ok. În primul rând a fost nevoie de mult lucru în echipă, cel mai important, deoarece erau 5 părți, avem nevoie de soft, hard, mecanică, quality ca să facem să meargă. Pregătit o mașinuță, sperăm să facă 2 trasee, le-am pregătit până acum și sperăm să meargă și aici. Ce anume v-a determinat pe voi ca studenți să participați la această competiție? În primul rând, experiență unde poți să aplici practic chestiile teoretice din facultate. În facultate nu ai ocazia să faci așa ceva și Continental ne-a dat această ocazie. Studenții au beneficiat de traininguri de specialitate oferite de mentorii Continental. Câștigătorii au fost recompensați cu 6.000 de lei, locul secund cu 3.200 de lei, iar echipa de pe locul 3 a primit 1.600 de lei.